Pugilistul hunedorean Cosmin Gârleanu a reușit să obțină a doua victorie în Mexic în fața boxerului Jesus Flores la categoria semimuscă. Gala s-a desfășurat în Guadalajara, iar Gârleanu l-a învins pe mexican la puncte cu o decizie unanimă după 6 reprize. Ilie Captar, cel care l-a descoperit la Hunedoara pe Cozu, spune că este mândru de elevul său și se bucură că a reușit să evolueze foarte mult de când a plecat din țară. Normal că sunt mândru de el. E lucru pe care știe să-l facă cel mai bine. Deci locul unde văd că îi priește foarte bine, deci se pregătește foarte bine acolo. Au găsit un colectiv de oameni care îl apreciază și îl ajută să pregătească la cel mai înalt nivel. Și atunci e normal că și rezultatele vor veni de la sine. Dar, e multă muncă, e foarte multă muncă și acolo și văd că reușește. Și-o dorit din toată inima lucrul ăsta și văd că se ține de treabă și vede de treabă în primul rând. Asta e cel mai important lucru, vede de treabă. Văd că face treabă foarte bună acolo, se mișcă foarte bine, e pe drumul bun, ce să zic. E foarte bine ceea ce face el acolo. Îi urmăriți meciurile? Dar bineînțeles, sigur că v-am zis, pe drumul bun și sper să ne bucure cu un titlu mondial. Mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că totul s-a terminat cu bine și sunt sănătos, familiei mele, antrenorilor și tuturor oamenilor care s-au uitat la meci și care și-au rupt puțin din timpul lor să îmi transmită un mesaj de încurajare, dar și sponsorilor, a transmis pe pagina de Facebook Cosmin Gârleanu. În perioada următoare, Cosmin mai are fixat un alt obiectiv îndrăzneț. În următoarele 7 săptămâni voi urca din nou în ring pentru a rămâne în formă, iar mai apoi, în iunie, voi participa la campionatele europene, care reprezintă totodată un criteriu pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. În vârstă de 23 de ani, Cosmin a fost campion mondial de juniori în 2015. Palmaresul său la amatori mai cuprinde o medalie de argint la europenele de juniori din 2015, precum și o medalie de argint la europenele Under 22 din 2019.